O balenă albastră, mamifer considerat cel mai mare animal de pe pământ, a ieșuat pe o plajă din sudul Chile. După ce a murit în mare, au anunțat duminică autoritățile locale. Locuitorii din Puerto Elvira au semnalat descoperirea acestui cetaceu gigantic pe o mică plajă din Harhipelag, în după amiaza zilei de sâmbătă. Trimiși la fața locului, reprezentanții Serviciului Național de Pescuit din Chile au confirmat pe o rețea de socializare că este vorba într-adevăr de o balenă albastră. Am ajutat la identificarea specimenului iar dovezile preliminare sugerează că este vorba de o balenă albastră, a adăugat Serna Pesca. Directorul său regional, Cristian Hudson, citat de presa locală, a declarat că, având în vedere starea sa, balena trebuie să fie murit în mare cu ceva timp în urmă și a plutit în derivă în această stare. Asociațiile de protecție a mediului au subliniat faptul că zona este foarte aglomerată cu bărci din industria acvaculturii și că există un trafic maritim intens. Acestea au solicitat o anchetă pentru a stabili dacă animalul a fost victima un coliziuni. Potrivit Centrului de Conservare a Cetaceelor din Chile, familia de este foarte diversă, incluzând mai multe specii care variază de la aproximativ 9 metri până la 30 de metri pentru balena albastră, care este astfel considerată a fi cel mai mare animal de pe pământ. Relatează știrile proteve.ro